Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint un haul de cumpărături. Câteva cărticele, câteva produse pentru îngrijirea corpului, un parfumel, așa, pe scurt. Haideți să începem. Mi-am cumpărat o carte, de fapt, în două părți, de la Anticariatul Târgul Cărții. Îmi place acest anticariat pentru că îmi dau comandă și mi le ridic eu personal, deci nu plătesc transportul și mi-am cumpărat de Jocai Mor, cred, fii omului cu inimă de piatră. Așa cum am spus, această carte are două părți și a fost publicată această carte în 1970, înainte de a mă fi născut eu. Și haideți să citim un pic. Jocai Mor, unul dintre cei mai populari scriitori clasici maghiar, este cunoscut cititorilor Bibliotecii pentru Toți prin romanul Omul de Aur, care s-a bucurat în țara noastră de un deosebit succes. Romanul Fiii Omului cu Inimă de Piatră, publicat în 1869, este inspirat din lupta poporului maghiar în anii 1848-1849 pentru libertate și independență împotriva monarhiei habsburgice. Scene de dragoste, descrierea unor bătălii celebre, asediu Budapestei, întâmplări în care predomină aventura, au făcut din acest roman o operă îndrăgită mai cu seamă de tineret. Deci Fiii Omului cu Inimă de Piatră. Bun. Acum ne întoarcem la cărțile de pe Vinted, normal. Și prima carte pe care mi-am cumpărat-o este vorba despre Dewey, Pisoiul din biblioteca unui mic oraș cucerește lumea. Așa arată. N-am putut să mă abțin să nu o cumpăr. Într-o dimineață friguroasă de ianuarie, Vicky Myron, directoarea bibliotecii publice din orașul american Spencer, descoperă un pisoi de numai câteva săptămâni în cutia de recuperare a cărților. Supraviețuind în mod miraculos nopții geroase, motănelul este adoptat de angajații bibliotecii, spațiul acestea a devenit noua lui casă. Nu după multă vreme se dovedește că prezența lui are un impact covârșitor asupra comunității. Dewey citește mai multe cărți, așa se numește, cum a fost numit în urma unui concurs, reușește să încânte pe vizitator tot mai numeroase biblioteci cu atenția, căldura, mai ales cu cel de-al șaselea simț, prin care știe de fiecare dată cine are nevoie cel mai mult de el. Biblioteca și motanul ei devin punctul de convergență pentru locuitorii orașului, greu încercați de criza economică din anii 80. Și faima lui Dewey crește. Super! Următoarea carte pe care am văzut-o aici pe YouTube, este vorba despre Masca, scrisă de Dean R. Kunitz. Haideți să vă citesc un pic. Masca este o carte care fascinează, subjugă și invită la meditație, propunând într-o scriitură alertă și impecabil controlată, un veritabil exercițiu de tehnologie a coșmarului. Simetrizate cupluri analitice, bine și rău, angelic și demon, dragoste și crimă, romanul spune povestea unei tinere perechi care primește în propriul cămin un copil găsit, fără a bănui că hotărârea va provoca dezlănțuirea unor impulsuri anihilatoare cu neputință de oprit. Alunecările din real în imaginar, violența care pândește de după chipuri aparent inocente și crizele de intensitate paroxistică, ale personajelor reprezintă fundalul pe care autorul sondează, de fapt, provuzimile nebănuite ale psihicului omenesc. Din R. Kunitz, Masca, apărută la editura Olimp și care a apărut în 1993. O altă serie pe care mi-am cumpărat-o de pe Vinted este vorba despre Cronicile unui bărbat, scrisă de... Scuzați, au luat-o cărțile la vale. Să le pun aici. Este scrisă de Silviu Iliuță și avem aici volumul 1 și scrie aici: această carte este scrisă de autorul blogului cronicipebune.ro. Nu putea să rămână el singurul fraier din România care nu scoate o carte.
Și haideți să vedem dacă găsesc aici. După lungi căutări, după multe sugestii extrem de bune din partea voastră a cititorilor, după nopți nedormite în care gândurile nu-mi dădeau pace, după multe miștouri făcute de prieteni în legătură cu negăsirea unui titlu câtuși de puțin bun, am găsit un titlu ce va da numele trilogiei. Pe bune, chiar l-am găsit. Cronicile unui bărbat, volumul 1, volumul 2. După ce a devenit rapid foarte popular la el în blog, la fragedă vârstă de 40 de ani, Silviu Iliuț, autorul blogului cronicipebune.ro, a găsit în sfârșit un titlu pentru cea de-a doua carte, partea unei trilogii. Și dacă tot a găsit titlu, s-a gândit să scrie și ce între coperți. Foarte drăguță! Și, iartă-mă, am fost Cronicile unui bărbat, volumul 3. Bun, acum... Tot de pe Vinting mi-am cumpărat o carte despre care nu știam și mă bucur tare mult că am descoperit-o și este vorba de o carte de la Humanitas scrisă de Raul Dona și se numește Jurnalul unui medic militar 1917-1918 cu acuarele și desene de Niculina de la Vrancea Dona. Așa arată cartea. Și cred că am dat 15 lei pe ea. Este nou-nouță și are și, bineînțeles, desene, imediat o arăt. Abia aștept să o citesc. Așa. Așa. Haideți să citim un pic despre carte. Jurnalul inedit al doctorului Raul Dona, care începe la 29 ianuarie 1917 cu prilejul aniversării fiicei sale în vârstă de 3 luni și se încheie la 12 noiembrie 1918 într-un București devastat de război, dar totodată martor al retragerii grăbite și violente a germanilor, ne poartă alături de autor în vremea pribegiei din Moldova. Grație acestor pagini ajungem să-i cunoaște pe membrii familiei sale, pe prieteni și apropiați sau pe cei care erau potrivnici. Sugrăviți în lumini și umbrele inerente unui demers atât de personal, pe fondul desfășurării celor mai dramatice momente pe care le-a traversat România în timpul războiului mare, însemnările lui Raul Dona sunt un veritabil tablou de epocă în care viața personală absorbe ecourile conflagrației ce cuprinsese lumea. Raul Dona, Jurnalul unui medic militar, arată foarte bine cartea. Următoarea carte se numește Amintiri din viitor, scrisă de Andreea Russo. De fapt, această carte se mai găsește în 3 volume. Eu am găsit varianta celor 3 volume într-o singură carte. Cum e să trăiești cu amintiri din viitor? Cum e să știi ce va fi mâine? Într-o viață în care viitorul și trecutul își schimbă locurile, rămâne doar prezentul. Dar cum să iei o decizie în prezent atunci când îți cunoști viitorul? La 7 ani vrea să afle prin ce se deosebește de toți ceilalți. La 12 ani învață cum să fie ca ceilalți. La 17 ani se îndrăgostește de Amelia. La 22 o întâlnește. La 27 se află într-un avion care urmează să se prăbușească. Numele lui este Mir. Dacă citești aceste rânduri, deja faci parte din viitorul lui. Andreea Russo, Amintiri din viitor. Și cele 3 volume, dacă le găsiți, au acest chip de copil, acest chip de femeie și acest chip de bărbat. Aici sunt toate 3. Și mai am 2 cărți. Este vorba despre Orașul fantomelor, scrisă de Victoria Schwab. Așa arată. În urma unei experiențe în preajma morții, Cassidy Black capătă puterea paranormală de a da la o parte vălul care separă lumea celor vii de lumea morților. Dar trebuie să învețe regulile foarte repede, deoarece Orașul fantomelor este mult mai periculos decât și-ar fi imaginat. Nu știam de această carte, am găsit-o la fel la un super preț pe Vinted și am zis să-mi o iau, arată foarte bine. Și tot, nu este, dar cam din aceeași sferă, este vorba despre cartea Oliviei Black, Atlas și cei 6 aleși. De curând a apărut și cea de-a doua parte,
Aceea este nou-nouță, dar pe aceasta la fel am găsit-o la un preț foarte bun. Cred că, de fapt, le-am luat pe acestea două și am negociat prețul. Haideți să citim puțin dacă găsesc ceva despre această carte. Nu scrie nimic. Nu scrie decât secrete, trădări, seducție, putere. Bine ai venit în societatea alexandriană. Alexandriană, da. Atlas și cei șase aleși de Olivia Black. Latura întunecată a cunoașterii. Bun. Bun. Și acestea au fost cărțile pe care mi le-am cumpărat. Trecem mai departe. La chioșcurile de ziare, în luna august, a apărut revista Viva. Dacă mă urmăriți pe Instagram, și chiar vă rog să mă urmăriți, acolo cum am cumpărat-o și postat-o. Deci, revista Viva a fost la prețul de 26,99 de bănuți. Pe lângă revistă, am putut cumpăra și acest uronat gold. 15 pastile contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar, splinuță și acțiune detoxifiantă mesteacă. 15 bucăți și acest gel pentru curățarea feței, Pure Mint, de la Yves Rocher, în varianta de 125 de mililitri. Și haideți să vedem ce scrie despre acest produs. Acest gel pentru curățarea tenului este formulat cu mentă piperată bio, cultivată în câmpurile noastre din Gasili, datorită proprietăților sale revitalizante. Îndepărtează în mod delicat impuritățile, urmele de machiaj și excesul de sebum pentru un ten purificat în mod ideal. Textura sa gel fresh respectă pH-ul pielii, 99% din ingredientele formulei sunt biodegradabile, conține 98% ingrediente de origine naturală, fără sulfat, potrivit pentru tenul mic și gras. Deci, am dat 26,99 de bănuți, 27 de lei pe revistă și pe aceste două produse. Mă bucur tare mult, întotdeauna este bine să avem un asemenea produs în casă. Apoi, din Kaufland, n-am mai fost de foarte mult timp în Kaufland, mi-am recumpărat această mască pentru față de la Himalaya, Detoxifying, cred, Charcoal și Green Tea. Bun, haideți să citim un pic și despre aceasta. Mască tip șervețel, cărbune și ceai verde și bambus. Ajută la reducerea excesului de sebum și a impurităților din pori. De-abia aștept să o folosesc și pe aceasta. Bineînțeles, vom vorbi despre ea în produse terminate. Și am fost, tot așa, de mult timp n-am mai fost, în Lidl. Și în Lidl am găsit ultimul produs de la Sunley, acest parfumel la 75 de mililitri, Rebuild sau Rebuild, așa arată, care este un dup după Libre de la Yves Saint Laurent și să știți că îmi place foarte mult. Nu l-am purtat încă, vai, dar îmi place foarte mult. Da, se aseamănă cu Libre, chiar se aseamănă foarte bine. Este un parfum pentru vremea puțin mai rece și mă bucur tare mult că mi l-am cumpărat. Nu știam de existența lui și cum am văzut acolo ultimul produs, am zis, da, este pentru mine. Chiar nu știam și din nu l-am văzut aici pe YouTube prezentat. Deci, acum am în serie acest parfumel, care este un dup pentru Libre sau Libre. Și din aceeași gamă, să zicem așa, eu mai am Madame Glamour și acesta Mystic, care îmi place foarte mult. Sunt deja la acesta, la a treia sticluță. Madame Glamour nu e așa chiar pe placul meu, dar acesta îmi place. Tot la fel este un parfum pentru vremea mai rece și v-am spus deja, am terminat două sticluțe, aceasta este a treia. Am început-o în această sticluță în primăvară, dar au venit căldurile și n-am mai putut să folosesc și acum am trei
parfumele din, de la Sandley, care îmi plac foarte, foarte mult, dar abia aștept să vină vremea un pic mai rece pentru a le purta. Bun, și acestea sunt cumpărăturile mele din ultima perioadă de timp. Sper că v-am dat așa o idee, sper că ați văzut noutăți, că v-ați simțit bine. Eu vă mulțumesc mult că stați cu mine și mă urmăriți la fiecare clip. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem data viitoare. Pa, pa!